Președintele PDL Argeș Mircea Andrei s-a arătat îngrijorat de tot ce se întâmplă atât la nivel național cât și la nivel local și consideră că toate aceste acțiuni sunt politizate. Niciodată nu se rezolvă cum s-a întâmplat aseară la Pitești, când a fost adus tot ADP-ul, toți angajații ADP de la Mioveni. Și acesta este un mitic spontan. Cu oameni aduși de la, cum a spus și domnul prefect, de la Rociu. Cu angajații Consiliului Județean. Și cel mai rău, la aceste mitinguri așa zise spontane, cu oameni din politică din prima linie. De cealaltă parte, președintele PSD Argeș Constantin Niculescu spune că înțelege motivele oamenilor, însă nu va ieși la miting. Nici nu îndemn pe nimeni, nici nu opresc pe nimeni să se ducă la aceste manifestații. Nu eu trebuie să decid în locul dumnealor. Problema asta de interdicție este că noi nu coordonăm această treabă și nu ne ducem noi să facem treaba asta. Nu pot eu să-i spun eu unui coleg de-al meu că el simte nevoia sau din familia lui cineva să ducă acolo, e treaba lui.